Salut, stimați abonați și prieteni și toți care se uită la canalul meu. Vreau să spun o noutate, ea că când lista e meu, e ții și băunică, dar vreau să spun un lucru mai vechi care m-a întristat pe mine. Eu am mai avut un câine care îi spuneam Jessica, care acum de două săptămâni în urmă a decedat, a murit și e cam rău. Și acum am să arăt locul lui, am niște video mai vechi, niște fotografii, am să arăt. Jessica și deja este cam bătrân. Va este mititel, ea că s-a băgat și toată mâncare a mâncat-o. Și principal că eu îl hrănesc cu corp pe mititel, dar așa la mănâncă și chică, și oasă, și Jessica. Ce faci? Ți-e cald? Ți-e cald, Mitcuță? Căldura asta săracă numai apă. Așa-i, Jessica? Jessica, ia uite. Așa că urmăriți evenimentele noastră din Moldova și eu cred că să aveți nostalgie pentru Republica, să vă întoarceți înapoi, sigur cu bani. Care când e decedat, dar n-ai ce face, din scena că el era foarte bătrân, dacă este mai tinerel și asta e, sper să trăiască mult. După cum am citit internet, câinii era asta mică, ei trăiesc undeva la 18-20 de ani, un bilion. În câine lui tinerel, are 3 ani și cred că să trăiască. Și vreau să vă arăt cum se termină iarna la noi în Moldova, săpada stochește și pe urmă trecem partea a doua. Voi prezenta o carte care am scris-o eu recent. Am citesc câteva articole în această carte și chiar vreau să-i fac reclamă, publicitate, să vând ceva din asta. Priviți mai departe video. Acum am promis să vă arăt timpul Moldova. Eu mă refer la cei care moldoveni lucrează și trăiesc pe hotare în toată Europa. Iată așa iarnă în luna februarie. Iată la mine o gradă, încă este umăt, zăpadă, chiar și stupește. Este sunt câinii mei. Încă întors și zăpadă, dar văd că a început să stupească. Au ce o gradă aici, eu am rănit umătul și s-a făcut o grămadă foarte mare. Dar, după cum vedeți, este o zi foarte frumoasă. Niște lemne. Este o altă grămadă, dar mai așteptăm poate să topi. Mă gândim să-l eu de aici să-l duc în grădină, dar e cam prea mult și m-am răzgândit. El cu vremea, dacă s-a încălzit, el o să topească și o să duc în drum. Așa că nu e nevoie să-l rănesc, decât oricum el stochească. Aici sunt casele de la vecini. Nu știu dacă se observă, dar azi este foarte cald. Dar este o zi foarte frumoasă. În luna februarie, așa timp, cam rar se întâmplă, dar n-ai încotro. Deci eu mai rămas la copiii mei ceva lemne. Iată și aici mai sunt. Și cred că o să iasă din iarnă. O să le aduce chișcă și pe asta. Și sper să... Că au rămas numai trotuară fără omăt. Că voi arăta prezentarea cărții mele,
care a apărut în luna decembrie anul trecut. Și astăzi vreau să fac un mic video referitor la cartea mea care a apărut acum. E de fapt nu e carte, dar e o cărțulie, pot să-i spun, că are puțini pagini. E trebuia să primească mai multe, dar din pricina redactorului meu care a redactat cartea, a scos mai multe articole din pricina că în carte figurau multe persoane care, după părerea lui, de așa mie chiar acum sunt trădătorii Moldovei și n-au vrut să figureze aceste persoane în cartea asta. Cartea este scrisă de mai mulți ani în urmă, dar abia acum am editat-o. Cartea se numește Mesaje pentru urmași. Acum și vă arăt cum arată cartea la început. Iată așa cu fotografii, iată așa se numește. Și prima pagină cu fotografii. Ceva îmi povestesc scurt, despre ce merge vorba în cartea aceasta. În primul rând, vreau să vă arăt primele pagini. Prima pagină, iată așa arată, primele adică pagini, încă mai aproape să văd eu. În loc de prefață este scris, iată aici, biografia mea. Biografia mea, pe scurt, este scris de prietenul meu, care se numește Simeon Damaschin, profesor, iată, Simeon Damaschin, iată așa arată. Mai apoi, merge un articol scris de mine, se numește Mesaje pentru urmași, iată până aici. Așa. Apoi merge un mic calendar a evenimentelor care s-au petrecut din anul 1988 până în 1996, aproximativ. Cam eu mă refer la evenimentele care s-au petrecut în perioada asta. Mai încoace n-am scris nimic, pentru că, după părerea mea, nimic interesant nu s-a întâmplat după 95, partidul nostru a luat o raznă și așa mai departe. Prezăr, calendarul se începe ce evenimente au avut în anul 1988, apoi merge anul 89, iată, așa, apoi mai departe merge anul 90 și așa mai departe, până la anul, cum am spus, 96, până 96, iată ultimul eveniment care eu am scris aici, că 96. Apoi merge spicuiri din presa vremii, iată așa, spicuiri din presa vremii. Câte ceva voi povesti. Aici sunt articole publicate de mine în presa din România și din Republica Moldova. Din presa din România a fost publicate mai multe articole în diferite ziare. Din Moldova mai mult am publicat ceva din articole scurte în ziarul Țara, care a fost pe atunci. Acum nu există așa ziar. Și apoi, după articole, merge rubrica Scrisorii Nepierdute. Iată așa se numește, o rubrică, care la fel sunt publicate în România. Apoi, ce mai merge aici? Aici sunt articole mai mari, care sunt din ziarul Țara. Partidul nostru a avut așa ziar care a fost închis tot din scena trădătorilor. Apoi merge, iată aici, poezii de Daniel Pohoață, Jocul de procesul. Iată așa, cine este Daniel Pohoață? Este un prieten de meu din România, unde prin anii 90 și ceva, eu corespondam cu el prin scrisori și el este medic de profesie, a scris câteva poezii pe care mi le trimis mie și eu am hotărât că sunt foarte interesante și le-am publicat în cărțulea mea. Cine dorește cartea să o procure, poate să citească.
Asta poeziile se referă la evenimentele din Transnistria care au avut loc în 1992, adică războiul. Aici este la fel o scrisoare primită de mine, de un prieten din România, se numește iată așa: România eroică și mistificatorii istoriei, a patra răpire a Basarabiei. N-am uitat. Asta mi-a scris un prieten din România. La fel, am socotit că este publicat în cărțulia mea. Se numește Gheorghe Tatomir, din Petroșani. Scrisoarea aceasta eu am primit-o pe data 26 aprilie 1995. La fel este publicată și multe alte articole. Mai sunt fotografii. Iată fotografii sunt. Iată aici fotografii sunt la sfârșit, mai multe. Iată a doua pagină, la fel. Aici sunt fotografii la membri partidului nostru, din localitatea aceștia. Sunt și din oraș. Iată aici la fel sunt fotografii. Și la sfârșit este o poezie de lui Dumitru Matkovski. Și iată aici sfârșit. Și iată la sfârșit este biografia mea cu fotografie. Poftim, cine dorește să procure această micuță cărțulie, eu vă ofer. Încă vreau să mai spun ceva. Această cărțulie mică, mai tare mă refer la cine, cui ar fi interesant să citească această cărțulie. Eu, după părerea mea, socot că cărțulia aceasta trebuiește la mai mulți, la persoanele care sunt patrioți a Republicii Moldova și unioniști. Mai mult se referă la unioniști. Cine este unionist după convingere, puteți procura această cărțulie și eu cred că n-a să